este un an nou. Este prima mea conferință de presă. Clubul Andorii și dumneavoastră trece printr-o perioadă foarte grea. În aceste condiții grele, domnul Flores Stoican a acceptat să vină lângă noi. În această perioadă are un loc la dispoziție și încearcă, da, să selecteze dintre acești jucători. Știți dumneavoastră când avem o școală de fotbal, chiar dacă nu s-a făcut atât de multă publicitate de seama ei, am avut jucători împrumutați la cluburile din țară, au revenit, am apelat la ei. Sunt demersuri făcute și către alți jucători și împreună cu domnul Stoican, în care am încredere pentru că mie m-a plăcut și ca jucător și în perioada în care am sunat Dinamo, la fel am avut numai cuvinte și de apreciere pentru ce a făcut acolo. Un pic mare încredere în dumnealui, în domnul Băleț, Robert, care a activat și dumnealui în cadrul clubului, în două rânduri a fost director sportiv, care poate să ne sprijine în această perioadă grea. Este foarte greu pentru grupul Andorii, e o situație extrem de dificilă. Îmi pare rău că fostul staff tehnic nu înțelege situația prin care n-a înțeles până în momentul de față din ce a trecut clubul. Condițiile financiare nu mai sunt acelea care au fost până acum. Acționarii nu pot să ne sprijină în această perioadă, la începutul anului, pentru că nu au bugetele aprobate. Pentru perioada următoare avem un buget de 1 milion de euro. Sunt drepturi din televiziune și participările și drepturi UEFA care trebuie să intre în aceasta în club. Și în condițiile astea am fost nevoit să înaintez către acționari un buget pentru 21 de jucători și 4 antrenori, cu o sumă medie de 1500 de euro. Știu că nu se poate face performanță, dar sunt jucători tineri care vor să se afirme și clubul Bandurii le asigură, cel puțin în acest retur, posibilitatea să afirme pe scena din Liga 1. Dacă aveți un lucru, 1500 euro brut sau net? Net. Net pentru că de ce am fost nevoit să facă aceste propuneri financiare către finanțatori? Pentru că finanțele, ANAFU, a venit și în această perioadă, până în data de 19 când am intrat în insolvență, am luat acel coton de fond și toate, tot stopajul la sursă și obligă clubul să considere convențiile acestea pe care le au mare majoritate dintre jucători ca și contracte individual de muncă, stopajul la sursă și contribuția clubului se adaugă și în condițiile astea, până când finanțatorii nu angajează, că vin cu anumite sume, nu putem să ne angajăm cu salarii mult mai mari. Câți bani sunt dispuși să dea în 2017? Acționarii nu și-au manifestat decât dorința să sprijine clubul. Urmează și ei să bugeteze aceste sume. Pe ce mizăm doar pe banii de la Consiliul Județean, de o sumă de 5 miliarde de lei, 500.000 de lei, dar în special sunt aceste sume destinate către centru de copii și juniori. Antrenorul ce salariu va avea? Antrenorul va avea salariul de 1500 net. Prime de joc, 1000 de euro prime de joc pentru victorie și 300 de euro pentru punct câștigat în deplasare. În opinia mea, un punct câștigat acasă, aici vrem să discutăm, înseamnă de fapt că avem două puncte. Încercăm să creăm și să aprobăm un regulament de ordine interioară prin care să aprobăm în funcție de meciurile importante. Știu, dacă jucăm cu o echipă care este în următoarele 5 etape, da? Care este poziționată mai sus, să venim cu o primă suplimentară în funcție de importanța jocului. Ați declarat că aveți încredere în domnul Stoican. De ce v-ați pierdut încrederea în domnul Ligoraș? Domnul Izbăraș și în ultima perioadă, cel puțin de când am venit de la club,
În opinia mea, nu a știut să gestioneze vestiarul sub nicio formă. Deși s-a angajat și am dat libertate de plină. A fost ca un președinte de club. S-a angajat că va stăpâni vestiarul, jucătorii îl vor asculta și am constatat la un moment dat că am părțit echipa în două. Să știți că asta e realitate. Nimeni nu a trimis pe o parte din jucători să facă antrenament separat. Și am avut discuții de cu domnule, domnule, îi pregătești? Păi nu, îi lasă și pe ceilalți, pentru că i-am spus la un moment dat, jucătorii o să vină, pentru că vin meciuri importante, Steaua, Dinamo, Beaz Metan și vor să, ca în continuare să fie, să-i vadă, da? Să fie văzut pe ecran ca să poată din iarnă, pentru că și-am lăsat de la început dorința să plece, să încheie cu noi relațiile și trebuie să se afirme. I-am spus, Sucudean o să vină lângă tine și o să dea gol. A dat gol Sucudean. Deci, ușor, ușor, dumnealui, după o perioadă, ce să vă spun, n-am mai făcut pregătire cu jucători. Indiferent de cine îmi spune, jucătorii, acum că nu au plecat, Răuță și alții, Obodo și ceilalți, au spus, doamne, de ce îl țineți pe acest antrenor? Pentru că nu facem nimic cu noi. Îmi pare rău că vorbesc așa despre noi. Îl ținut foarte mult la domnul Vigora și în continuare îl apreciez pentru ceea ce a făcut în trecut. Dar să știți și vă spun, poate o să-l duc la o următoare conferință, să vedeți câți bani a câștigat domnul Vigoraș, de câte ori activa la noi în club. Și în momentul de față a avut un salariu brut de 9500 de euro. Și e normal să fie, să se sună normal. Atitudinea dumneavoastră la întâlnirea când ne-am oferit acest game, în mod amiabil, după articolul 55 din Codul Muncii, cu litera B. Da? Dumnezeu a apelat la o clauză din contract unde spune că trebuie să primească 3 salarii atunci când se realizează un lateral. Și asta să-ți dăm dau bani. A fi de acord, cum a făcut și ceilalți jucători care au plecat și am încheiat cu ei, să vă dăm banii după 1 aprilie. Să puteți să începem campionatul așa cum trebuie acum. Să trimit și eu oamenii campionat. Nu mi-e îmi dai bani acum. Sau, prima ofertă a a fost, rămân pe 1500 de euro. Da, mă bucur că rămâneți, dar sunt nicio formă nu veți mai antrena echipa. Am echipa a doua, la dumneavoastră în contract scrie că este antrenor la o echipă de seniori, nu scrie Pandurii Liga 1. Prin actul adițional, să zic că nu i-am desfăcut actul de muncă. El este desfăcut după legea 85, articolul 123,7 din această lege, administratul judiciar, de urgență, în momentul în care intri în insolvență, desface contractele de muncă tuturor angajaților. Eu am încercat în administratul judiciar, am început atunci să le fac o a doua ofertă. Asta era prima acțiune care s-a făcut în judiciar. Și am încercat, pentru 2 luni de zile, să vă dăm 1000 de euro, 1000 de euro pentru mine și câștigat. Haideți să facem așa pentru 2 luni de zile, să trecem această etapă care este foarte grea pentru club. N-a acceptat nimeni. Toți au luat. Nimeni n-a vrut să se pună un punct pe urtie înaintea de administratul judiciar. Toți sportivii și antrenorii au promis, au luat urtiile, că vorbesc cu avocații, cu impresarii și nu s-au mai întors. S-au dus la antrenamente, au făcut antrenamente așa și mai sunt supărat dintr-un alt motiv pentru Vigoraș, pentru că nu a gestionat bine ultimele 2 etape. Sunt nicio formă n-a gestionat. Cu Gaz Metan mi-a băgat jucătorii care au fost bolnavi pe teren și la pauză, cine a fost prezent la meci de dumneavoastră, ați văzut cum tușeau, se auzea de sus de unde stăteam noi. Următorul meci, oase au, la fel au procedat greșit, să suntem judecați la federație și este puțin probabil să nu mai fim depunctați cu 3 puncte și cine știe ce amendă ne dă federația, pentru că chiar dacă uzităm din regulamentul Federației Române de Fotbal și la statutul jucătorului, articole 15, 16, 41, 42, 43, nu avem nicio șansă, pentru că arbitrul este suveran, el hotărăște la începerea jocului dacă se îndeplinesc anumite condiții acolo. Avem șanse 5% să putem să scăpăm de ca federația și liga să reorganizeze meciul, să-l reluăm de la scorul de 0 la 0. Dar care ar fi fost interesul domnului Vigoraș să declare public altceva și în realitate să se comporte diferit? Eu am mai spus-o și o spun și mi-asum ceea ce vă spun acum, domnul Vigoraș nu mai este același om. Și vă rog să-mi explicați cum de s-a ajuns de la litera B, de care se plângați, la litera I. La care litera I? Am făcut o glumă, domnul Vigoraș. L-am chemat la mine la orele 19 și am vrut să văd în ce stare este. Și în ce stare este. Și a cerut scuze pentru ceea ce a făcut. M-am spus, înainte de a avea acest conflict cu dumnealui, ne-am gratulat, eu am spus că respect, domnule, ce ai făcut. Dumnealui la fel, domnule, de câte ori a venit, m-ați ajutat, pentru că, să știți, domnule, de câte ori a venit la club, a fost plătit în avans. Sume importante de bani, da, pentru instalare, pentru, da, și
ne-am reamintit de lucrurile acestea. E, după 30 de secunde a avut această revoltă interioară, nu știu, a încercat să facă pe bărbatul, pentru că de față, să știți că au fost jucători cu care eu negociam și pe același. Jucătorii de fotbal au renunțat la salarii. Vor să plece, să nu mai stea după aceste proceduri, după legea 85, în Gradis. Țucudean este jucătorul nostru în momentul de față. Indiferent, mi-a trimis, este în Arad, are lombosciatică, a trimis o scutire medicală. Acum, ce să vă spun, se răzvonește că ar fi plecat cu Craiova în cantonament? Nu, sunt colegi care au vorbit la telefon. Am avut discuții cu interesarea din lui, cu Domnicea Sandu, și mi-au spus că este în țară. Jucătorul nu este plecat, că are această afecțiune. Deci, vreau să spuneți că dinamii să-l vedem la clubul Pandorii în continuare sau nu? Da, în momentul de față, Țucudean este jucătorul nostru. În zilele acestea, până în data de 20, lui intră, acceptarea de creanță, intră 20.000 de euro pe card. Eu mai am să-i dau 2.000 de euro și este, ăsta e salariul Țucudean, 2.000. Ești și are cedare de creanță și până în vară. El mai are cu cedare de creanță de care probabil nu știau impresarul și domnicea sa, care se știe că este jucătorul lui. În condițiile astea nu poate să plece decât dacă această sumă este plătită de un club care îl dorește. E puțin probabil că va fi cineva să ofere acești 250.000 de euro. Dacă eu îi dau drumul Țucudean, sunt bun de plată. Pentru că un reprezentant al jucătorilor, domnul Stanca, portarul nostru, face parte din Comitetul Creditorilor și chiar s-a exprimat la întâlnirea cu dumneavoastră că sunt nicio formă să nu-i dau drumul Țucudean, pentru că vă dați seama ce înseamnă să intre 250.000 de euro pe Țucudean. Sunt 10 miliarde cu care putem să plătim sportivii la zi, ultimele salarii, sunt lucruri și nu pot să fac acest lucru cu mie și amestate judiciar, mi se vor impute aceste sume. Mai sunt și alți jucători cu clauze de genul ăsta? Mai sunt jucători cu așa. Și rămân. Răduț, care a plecat, intră și lui 72.000 de euro la cedare de creanțe, da? Mai sunt Voiculeț, are 62.000 de euro. Dar aceste cedări de creanțe au fost contestate de către judecătorul judiciar, este obligația dumneavoastră să facă acest lucru. Această cedare de creanțe pentru Țucudean nu am putut să o anulăm, pentru că este benefică pentru club. Are această clauză care poate să le aducă bani. Acum, dacă dorește să plece undeva și insistă, da, această sumă devine negociabilă, se prezintă Comitetului Creditorilor și dacă ei acceptă diminuarea acestei sume, ca să poate să plece. Sunt Marțean.